presa liberă trecere cu Loredana Bălan la TV Sat. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunteți la o nouă ediție a emisiunii Presa Liberă Trecere. De această dată discutăm cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială din municipiul Râmnicu Sărat. Mai precis, în studio este prezentă doamna Mihaela Popescu. Bine ați revenit, doamna Popescu. Bună seara și bine v-am regăsit. Și vrem să aflăm, înainte de toate, cum stau lucrurile cu ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Din noiembrie, cred că ați dat startul acestui ajutor. Până la finalul lunii martie, râmnicenii, ca ceilalți români, se vor bucura de ajutor, dar să vedem câți la număr. Mai mulți, mai puțini, comparativ cu anii anteriori? Într-adevăr, parcă mai ieri discutam despre condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire și ne pregăteam de primirea cererilor din partea populației și iată că deja avem aproape două luni de când primim aceste cereri. Practic, din cursul lunii octombrie noi am început cu cererile, deși sezonul rece se întinde pe 5 luni, respectiv 1 noiembrie până la 31 martie. Pe 20 noiembrie am făcut prima centralizare a cererilor depuse de populație și am făcut transmisiunea tuturor datelor către furnizorii de utilități. Și ce pot să vă spun este faptul că în acest an avem un număr mai mic de solicitanți de astfel de ajutoare. Comparativ cu anul trecut, avem cu 300 de cereri mai puțin depuse. Practic avem în momentul acesta 1100 de cereri depuse pentru acest sezon rece, iar pentru anul trecut, în cursul anului trecut, am avut 1412 cereri depuse. Probabil că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că nu s-au mai modificat tranșele de venit în care a trebuit să se încadreze familiile și probabil din cauza faptului că au mai crescut salariile, au crescut și pensiile, mulți din ei au ieșit din aceste tranșe. De asemenea, am avut și situații în care oamenii au considerat că acest ajutor este destul de mic, insignifiant pe alocuri și au renunțat să mai depună această cerere pentru că probabil se încadrau în tranșele superioare unde sumele erau de 20 de lei sau de 16 lei pe lună. Este adevărat că și anul trecut a fost o problemă cu facturile de la furnizori care au fost emise cu mari întârzieri pe o perioadă mai lungă. Cred că se știe problema distribuitorilor de gaze, chiar și a celor de curent electric și atunci s-a produs un pic de neclaritate vis-a-vis de sumele pe care aceștia le-au acordat efectiv din cuantumul facturilor respective. Pentru că am avut foarte multe persoane care au venit să reclame faptul că noi nu am fi transmis furnizorilor de utilități sumele corecte pentru că ei în factură nu au primit acele sume. Noi am purtat o corespondență permanentă cu furnizorii de utilități tot sezonul trecut. Majoritatea sumelor s-au reglat pe parcurs pentru că, așa cum v-am spus, dumnealor au avut problema facturării și au recalculat aceste facturi de mai multe ori și până când și-au reglat sumele a trecut ceva timp. Din cei care au avut probleme anul trecut, sunt convinsă că o parte au renunțat să mai vină în acest an să depună acest ajutor de încălzire, pentru că, așa cum ziceam, sumele au rămas aceleași ca în ultimii ani și sunt destul de mici comparativ cu prețurile utilităților din aceste vremuri. În continuare, Direcția de Asistență Socială Râmnicu Sărat primește cereri pentru acordarea acestor ajutoare, pentru că, deși am făcut prima raportare pentru sezonul rece, și în această raportare au fost cuprinși cei care beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe întreg sezonul rece, respectiv pe cele 5 luni. De acum încolo, toți cei care vin și depun cereri beneficiază pentru restul de timp rămas din acest sezon rece, adică vor beneficia de 4 luni sau 3 luni în funcție de momentul în care vor veni de acum înainte. Chiar zilele acestea am văzut că au fost câteva cereri depuse, deci probabil că încă mai sunt întârziați sau mai sunt persoane care, din diferite motive, probabil neclarități în acte, n-au putut veni în prima parte și atunci și-au rezolvat problemele, iar acum au venit să-și depună aceste cereri. De asemenea, pe tot anul rămâne acest supliment pentru energie. Este vorba de
de niște sume mai mici, într-adevăr, cuprinse între 30 de lei și 10 lei pe lună, sume care se acordă ori pentru gaze naturale, ori pentru energie electrică, ori combustibil solid, pentru cei care utilizează în obținerea apei calde gazele naturale sau lemnele sau combustibilii solizi. Practic acest tip de suplimentul de energie se acordă pentru, nu pentru încălzire, pentru restul activităților gospodărești care necesită consum de energie. Acest supliment se acordă pe toată perioada anului calendaristic. De fapt nu este chiar în calendaristic, este până la începerea sezonului rece următor. Cei care au depus în luna octombrie solicitare pentru ajutor pentru încălzirea locuinței, deodată a depus și cerere pentru acest supliment pentru energie, dar dacă ajutorul pentru încălzirea locuinței se oprește la 31 martie, suplimentul se va menține lunar până la începutul următorului sezon rece, respectiv până la 1 noiembrie 2024. Cei care au supliment pentru gaze naturale sau pentru energie electrică regăsesc aceste sume în facturile corespunzătoare, practic din cuantumul facturii se scade și acest supliment și așa cum ziceam este de 30 de lei pentru energie electrică și 20 de lei pentru gaze naturale, iar cei care folosesc combustibilii solizi primeze la caseria Direcției de Asistență Socială 20 de lei lunar în funcție de cum sosesc sumele de la bugetul de stat. Se întâmplă să sosească o dată la 2-3 luni și atunci vin și ridic aceste sume de la caserie. Așa cum spuneam, ca să beneficieze de acest supliment de energie electrică, trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și la ajutorul pentru încălzirea locuinței și să-și mențină aceste condiții până la 31 octombrie 2024. Ca și la ajutorul de încălzire a locuinței, dacă apar modificări în componența familiei sau în nivelul veniturilor pe familie, sunt obligați să vină să anunțe Direcția de Asistență Socială pentru eventual încetarea acestui drept. În mare, deci numărul clar se poate modifica până la finalul sezonului. Sigur că da, numai că din experiența anilor trecuți, marea majoritate a cererilor vin în prima lună, atunci când populația poate să beneficieze de întreg sezonul rece, de acest sprijin. Pe parcursul sezonului rece vin din ce în ce mai puține cereri, cele mai multe se înregistrează în a doua lună de sezon rece, după aceea deja sunt foarte puține cereri care mai vin. Și veți efectua până în luna martie acele obișnuite anchete sociale? Da, trebuie să facem și aceste anchete sociale. Nu vor fi până la 31 martie toate, pentru că noi avem termen 6 luni de verificare și probabil că ne vom duce chiar și în luna aprilie. Anchetele se fac, așa cum ziceam, odată la 6 luni. O să încercăm, pentru a nu ne aglomera activitatea, să le facem, să le eșalonăm cumva lunar, în așa fel încât și nouă să ne fie puțin mai ușor și în același timp nici să nu deranjăm foarte mult beneficiarii, pentru că, într-adevăr, pentru astfel de sume sunt anumite persoane care se simt deranjate de prezența noastră. Din oficiu, da, se realizează. Din oficiu se realizează, sunt obligatorii și încercăm să explicăm fiecăruia că nu ne-am trezit noi peste noapte să mergem la poarta dumnealor. Trebuie să verificăm situația pe care dumnealor au declarat-o în acea cerere cu însoțită de declarația pe propria răspundere. În general, oamenii în ultima perioadă au fost destul de binevoitori și chiar în sezonul anterior nu pot să spun că am întâlnit cazuri deosebite, cazuri în care să constatăm noi că oamenii nu se mai încadrează. Atunci când s-au întâmplat lucruri în familia respectivă, am fost anunțați și atunci noi am făcut modificările necesare în așa fel încât să nu ajungem să facem debite. Pentru că nu este plăcut să constituim un debit și omul să vină să dea bani înapoi, mai ales când toate prețurile cresc și veniturile sunt cum sunt. Și la nivelul municipiului Râmnicu Sărat, cei mai mulți se beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pe lemne sau pe gaze?
Sistemul de încălzire preponderent în Râmnic este cel cu gaze naturale și atunci, în acest moment, avem 600 de cereri numai pentru gaze, iar la lemne avem 496 astăzi înregistrat. Chiar și cu lemne avem un număr destul de mare, la case se întâmplă acest lucru, bineînțeles, și suma la lemne este ceva mai mare decât cea maximă de la gaze, pentru că la gaze lunar familia poate beneficia de un ajutor maxim, dacă nu au venituri, de 260 de lei lunar, în timp ce banii la lemne îi primesc o singură dată pentru tot sezonul rece și sunt în quantum de 1600 de lei. Deci în momentul în care familia ridică de la caseria instituției noastre 1600 de lei, probabil că poate să își achiziționeze o cantitate de lemne care să vină în sprijinul familiei. Nu își poate rezolva problema în totalitate pe timpul sezonului rece cu această sumă, dar așa cum îi se spune și numele, este un ajutor și trebuie tratat ca atare, pentru că sunt și destul de mulți oameni care comentează că nu înseamnă nimic. E un ajutor, e un sprijin în completarea veniturilor familiei. Doamna Popescu, de la 1 ianuarie 2024 apare o modificare. Dispare ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei și în schimbul acestora apare venitul minim de incluziune sau inserție, da? Incluziune. Vă rog. Într-adevăr, din anul 2016, când a apărut legea 196, noi am așteptat în fiecare an să facem această schimbare, să zicem. Numai că această lege în fiecare an a suportat câte o amânare, dar iată că a venit și momentul în care trebuie neapărat să o aplicăm. Și asta înseamnă că, începând cu 1 ianuarie 2024, dispare acest faimos ajutor social de care vorbește toată lumea, de asemenea dispare și alocația de susținere a familiei, și apare un nou sprijin pentru populația defavorizată, care se numește venit minim de incluziune. De fapt, acest venit minim de incluziune este un cumul a celor două prestații, respectiv al ajutorului social și al alocației de susținere. Și acest venit are două componente. Una se numește, dacă îmi dați voie... Chiar vă rog. Ajutor de incluziune, care este de fapt acel VMG vechi, acel ajutor social, iar cealaltă se numește ajutor pentru familia cu copii. Numai că acum se depune o singură cerere, iar familia, în funcție de situația ei, se încadrează ori pentru acordarea uneia din cele două componente ale venitului minim de incluziune, ori a ambelor componente. Pentru noi este un pic mai mult de muncă, pentru că în acest moment noi trebuie să încetăm toate dosarele aflate în plată și în același timp trebuie să primim din partea populației și am încercat să popularizăm în toate manierele posibile, inclusiv pe pagina de Facebook, pe site, la atelierele de lucru pe care le avem în cartierele mărginașe în cadrul proiectului de incluziune care se desfășoară în cadrul administrației locale în prezent, să popularizăm faptul că toți cei care sunt în momentul acesta în plată ca beneficiar de VMG și ASF trebuie să vină să depună cereri noi pentru acest venit minim de incluziune până la 1 ianuarie, deci inclusiv în cursul lunii noiembrie pot depune aceste cereri, de la 1 noiembrie și până la 31 decembrie au timp să depună cereri pentru noua prestație. De asemenea, cei care nu au avut ajutor social sau alocație de susținere, dar consideră sau vor să se intereseze de noile condiții și dacă s-ar putea încadra pentru a primi acest venit minim de incluziune, o pot face ori pe site-ul nostru, ori pot veni direct la sediul Direcției de Asistență Socială pentru a cere detaliile necesare și pentru a depune cerere în acest fel. Așa cum sunt noile condiții în cadrul venitului minim de incluziune, părerea mea este că vom avea mai multe familii beneficiare decât avem în prezent. Pentru că, în primul rând, se ridică puțin pragul minim de venituri pe familia respectivă. Adică se încadrează, pentru a putea beneficia de acest venit minim de incluziune, acele familii sau persoane singure care au un venit de până la 275 de lei pe membru de familie
acele familii cu mai mulți membri s-au venit sub 400 de lei pentru bătrânii singuri. Iar pentru familiile care erau beneficiare de alocație de susținere, venitul crește până la 700 de lei pe această familie. E puțin mai greu de explicat mecanismul acordării acestui venit minim de incluziune, pentru că sunt foarte multe detalii care sau condiții, situația familiei interacționează cumva în, sau variază între cele două prestații în funcție de dacă în familia, dacă familia este compusă din mai mulți membri, există niște sume. Dacă familia reprezintă de fapt un bătrân singur, primește o altă sumă. Dacă familia are doar venit minim de incluziune fără sprijinul pentru copii, atunci primește o altă sumă. Dacă în cadrul acelei familii sunt și copii care primesc acea veche alocație de susținere, se cumulează sumele. De asta mi-este foarte greu în acest moment să spun concret care sunt sumele pe care familiile urmează să le primească. Deci sunt mai multe condiții, sunt da? Foarte, pe care sunt trebuie să mult le mai multe condiții. Cert este că există un mod de calcul cu formule ajustabile. Deci dacă se pornește de la 1, dacă într-o familie, să explic mai întâi ce înseamnă familie pe noua lege. Familia se compune strict din părinți, copii și copiii minori. Se pot adăuga și copiii majori dacă au până în 26 de ani și urmează o formă de învățământ la zi. Dacă în acea familie există copii majori care nu obțin venituri, aceștia formează o familie separată. Nu mai sunt incluși în familia de bază, chiar dacă locuiesc împreună. Doar dacă obțin venituri împreună în cadrul aceleiași familii, atunci se iau în calcul, ei formează familii separate, dar se iau în calcul cota parte de venituri pe care fiecare în parte o obține. Dar, repet, familia de bază este familia compusă din părinți, copii minori și copii majori care urmează o formă de învățământ la zi de până la 26 de ani. Fiecare entitate va fi tratată separat, în așa fel încât, vă dau un exemplu, dacă la aceeași locație există o familie cu copii minori și un major care nu obține venit, familia cu minori va avea un dosar, majorul separat constituie o familie, va avea un alt dosar, majorul va primi 275 de lei lunar acest ajutor venit minim de incluziune, iar familia cu copii minori, dacă acești copii merg la școală, va acumula venitul minim de incluziune cu ajutorul pentru susținerea familiei și va primi altă sumă în funcție de numărul membrilor. Și toate aceste informații, toate aceste date, trebuie să le întocmiți pe parcursul lunii ianuarie, ca din februarie beneficiarii să intre în posesia banilor, ajutoarelor? Trebuie să le, toate aceste date trebuie să le rezolvăm până la 31 decembrie, pentru ca toți beneficiarii să intre pe noua formă de ajutor cu 1 ianuarie, ca în februarie să primească banii pe ianuarie. Și ce este nou pentru noi este faptul că noi va trebui să descărcăm toate aceste cereri pe o platformă online, deci nu vom mai lucra cu programul nostru informatic pe care l-aveam până acum și vom lucra practic în timp real. Platforma a început să devină funcțională cei drept cu greu. Colegii au reușit să descarce câteva cereri în ultimile zile, pentru că mai întâi am avut o platformă paralelă de acomodare cu acest tip de lucru și am încercat să simulăm acolo niște ajutoare de acest gen, descărcarea cererilor cu toți membrii. Intenția acestei platforme este de a ne sprijini în activitatea noastră. În ce fel? Putem aduce pe baza CNP-ului persoana cu toate veniturile și cu toate situațiile cu care se înregistrează în acel moment. Dacă persoana este salariată, automat apare contractul de muncă, apar veniturile, apar proprietățile, apar bunurile aflate în proprietate și ne este nouă mai ușor în a verifica veridicitatea declarațiilor lor. Este adevărat că ei trebuie să depună această cerere pentru venit minim de incluziune cu documente atașate. Mă rog, se tot discută de dispariția acelui dosar cu șină, se pare că încă nu putem să renunțăm definitiv la el. Câteva documente totuși trebuie depuse și aici mă refer în special la actele de identitate ale tuturor membrilor familiei respective, pentru că sunt esențiale. Pot veni cu copii sau putem să le facem noi copii, deci nu putem să-i obligăm, dacă nu au unde să-și facă copii, să vină neapărat cu copiile, dar vin cu originalele și atunci putem rezolva noi această problemă. Și de asemenea, trebuie să vină cu, dacă în familia respectivă
Există o mașină mai veche de 10 ani. Trebuie să aducă certificatul acelei mașini, certificatul de matriculare pentru a dovedi acest lucru. Pentru deci că... există și cauze de excludere da, de la acest da, ajutor? Da, este și aici o listă a bunurilor care duc la excluderea dreptului, la respingerea din start, numai că sunt puțin mai relaxate aceste condiții și mă refer la faptul că familia nu trebuie să aibă în proprietate o a doua locuință în afară de cea de bază. De asemenea, familia nu trebuie să dețină într-o localitate urbană mai mult de 1200 de metri pătrați de teren intravilan, mă refer în oraș, iar la țară 2500 de metri pătrați, deci la teren intravilan, am zis. De asemenea, familia nu trebuie să dețină mai mult de un singur autovehicul, deci dacă familia are două autovehicule cu drept de circulație pe drumurile publice, de această dată se specifică în mod expres că trebuie să aibă drept de circulație și asta familia poate să demonstreze că are drept de circulație cu acel ITP pe care, dacă mașina nu este funcțională și nu are ITP-ul la zi, înseamnă că nu are drept de circulație pe drumurile publice și atunci noi nu luăm în calcul acel autoturism. De asemenea, familia poate avea un autovehicul mai nou de 10 ani, dar numai cu condiția să fie adaptat pentru handicap. E singura excepție. Și de asemenea, familia să nu aibă, depozite bancare. Niciun membru din familie nu trebuie să aibă un depozit bancar, numai că dacă până acum era în valoare de 3.000 de lei, de acum încolo suma este mult mai mare, este o formulă de calcul al acestui depozit, de 6 ori e câștigul mediu net și asta înseamnă în momentul acesta 18.285 de lei. Doamna Popescu, și până acum la acordarea ajutorului social existau aceste condiții? Da, o parte din ele au existat, numai că erau și altele în plus. Acum sunt mai puține condiții, să zicem. Și de asta am zis că probabil vom avea mai multe solicitări decât am avut până acum. Iar sumele care se acordă sunt ceva mai mari decât cele ale venitului minim garantat și iarăși este un lucru benefic pentru familia solicitantă. De asemenea, se menține dreptul, de fapt obligația de muncă pentru acești bani. Există o formulă de calcul, ca și la venitul minim garantat, și un membru din familie, apt de muncă, trebuie să presteze acele ore. La fel, toți membrii apți de muncă din familie trebuie să se înscrie la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea ocupării unui loc de muncă. Numai că această operațiune o să o facem noi în momentul în care familia depune dosar de venit minim de incluziune. Noi vom trimite la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă lista cu cei apți de muncă în așa fel încât agenția să-i programeze și atunci ei vor merge pe baza programării să-și facă demersurile necesare acolo. De asemenea, ei sunt obligați să accepte orice loc de muncă pe care Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă îl pun la dispoziție, altfel își pierd acest drept. De asemenea, mai există se menține, de fapt, acea bursă a locurilor de muncă înființată pe legea 416 în cadrul primăriilor, unde cei care au nevoie de angajatorii care au nevoie de zilieri pot să-și depună oferta și acolo primarul trebuie să nominalizeze persoanele care să meargă ca și zilieri. Și cei care sunt beneficiari de venit minim de incluziune au dreptul să refuze două astfel de... Deja la al treilea refuz pierd acest venit minim de incluziune, dar acolo este muncă de zilier, nu este muncă... De asemenea, ce este nou pe venitul minim de incluziune este faptul că dacă o persoană se angajează în timp ce este beneficiară de venit minim de incluziune, acest venit se menține încă 6 luni de la data angajării, în sprijinul acelei familii. Iar dacă persoana se angajează în afara localității, în funcție de numărul de kilometri, se decontează și o sumă de bani pentru transportul respectiv. Deci credeți că vine această nouă lege și cu avantaje? Sigur, vine și cu avantaje și vine și cu încurajarea ocupării unui loc de muncă până la urmă, pentru că
având un salariu și având încă 6 luni acest venit minim de incluziune asigurat, totuși, plus că, bineînțeles, persoana angajându-se nu mai trebuie să presteze celelalte ore. Și ar trebui să bucure acest lucru. De asemenea, ca și acte, și aș menționa acest lucru, ca acte care trebuie atașate cererii, obligatoriu trebuie să aducă facturile de utilități. Pentru că, așa cum a fost legea apărută în 2016, cumva includea și ajutorul pentru încălzirea locuinței. Pe parcurs, acest lucru s-a scos momentan, dar cred că intenția este ca pe viitor să se cuprindă și această a treia prestație în venitul minim de incluziune și atunci vom face noi automat, în baza facturilor de la beneficiari, vom face raportările către furnizorii de utilități, fără ca ei să fie nevoie să mai vină să depună cereri separat. Deci, doamna Popescu, ultima întrebare pe acest subiect. Nu sunt înregistrate cererile din oficiu. Deci, dumnealor trebuie să depună dosarul, să da? Da, trebuie neapărat să vină și trebuie să vină până cel târziu pe 31 decembrie, dar nu pe 31 decembrie, pentru că noi nu mai avem timpul necesar să prelucrăm aceste dosare, să le descărcăm în platformă și să le constituim dreptul cu 1 ianuarie, deci cu cât mai repede cu putință ar trebui să vină cu toții să depună cerere pentru venit minim de incluziune, pentru a avea o continuitate în prestații, adică să intre în drepturi cu 1 ianuarie, ca în februarie să primească banii aferenți lunii ianuarie, pentru că în luna ianuarie ei primesc oricum pe cei ultimii, pe cei aferenți lunii decembrie, pe celelalte două prestații. Deci rugămintea mea este ca cei care au în acest moment alocație de susținere și ajutor social să vină să depună cereri pentru venit minim de incluziune, iar cei care au venituri mai mici de 275 de lei mediu pe membru de familie, în principal în familiile cu mai mulți membri, să vină să se intereseze de condiții, pentru că e posibil să se încadreze și dumnealor, iar bătrânii singuri, bătrâni însemnând cei care au împlinit vârsta de pensionare standard, trebuie să aibă venituri mai mici de 400 de lei pentru a putea beneficia de acest ajutor. Iar familiile cu copii care nu se încadrează pentru venitul minim de incluziune, componenta pe familie, dar se pot încadra la cealaltă componentă pentru alocația de susținere, trebuie să aibă venituri de cel mult 700 de lei. De asta mai multe informații, deci cu siguranță, trebuie de pe discutat site-ul cu fiecare în parte pentru a analiza situația fiecarei familii și pentru a da răspunsul fiecăruia dacă se încadrează, nu se încadrează, dacă depune cerere. Oricum toată lumea are dreptul să depună cerere, doar că dacă nu se încadrează, muncim noi ceva mai mult pentru a le respinge. Și ultimul subiect, și o să vă rog rapid pentru că am depășit spațiul de emisie, dar vreau totuși să ne vorbiți, campania Un Dar, Un Zâmbet. Iată că se apropie sărbătorile de iarnă, a trecut încă un an și Direcția de Asistență Socială, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, continuă această campanie și ne-ar ajuta foarte mult dacă cei care doresc să ni se alăture ar face acest lucru, pentru că probabil cea mai bună imagine sau cea mai reală imagine a copiilor aflați în situații de risc, o avem noi, Direcția de Asistență Socială, și știm exact unde am putea să intervenim și pe cine am putea să ajutăm, și atunci toți cei care vor să ajute, rugămintea mea este să ne contacteze la sediul Direcției de Asistență Socială, atât cu dulciuri, cu hăinuțe, cu jucării, pentru că vine moșul și ar fi frumos să vină moșul la toți copiii care sunt nu numai la Râmnicu Sărat, absolut peste tot, și am vrea să ajutăm moșul cu această ocazie. Deci, încă o dată, toți cei care doresc să ajute, îi așteptăm cu drag la sediu și îi asigurăm că darurile lor vor ajunge acolo unde trebuie. Mulțumim, doamna Mihaela Popescu, le mulțumim și telespectatorilor pentru că ne-au urmărit și de această dată. La revedere! Presa Liberă Trecere cu Loredana Bălan la TV Sat.